Designerul brandului de lux Gucci s-a retras din funcție după aproape 8 ani de muncă, perioadă în care a contribuit la relansarea și la transformarea mărcii italiene. Alessandro Michele, în vârstă de 49 de ani, a fost numit la conducerea companiei în 2015. El a intrat la Gucci ca designer de genți și fără experiență la conducerea unei mărci importante. Chiar și așa, acesta a evoluat rapid și a fost numit printre cele mai influente 100 de persoane din 2017 de revista Time. După decizia de a se retrage din funcție, compania și-a exprimat regretul și a transmis despre designer că a jucat un rol fundamental în transformarea brandului în ceea ce este astăzi.